Deșteptarea. Avem nevoie de un roalert? Ai mai primit roalert în ultima vreme? N-am mai primit și tocmai asta discutam și cu tine ieri, că în concediu am vizitat zone foarte vizitate și de către urși și mă așteptam să primesc un roalert despre un... Eu am fost într-o zi la stadion când a început campionatul european de fotbal, știi? Și era o furtună. Era la Arena Națională. Stai că a fost meciul ăla dintre Macedonia de Nord și Austria. Și a venit un roalert că era o furtună și vedeai cu ochiul liber deasupra, adică se pregătea să vină peste București și a venit pe stadion. Știi cum se audă când primești... A fost a treia galerie. Pe 10.000 de telefoane, probabil cam atâți oameni. Erau 10-15.000 de oameni să primești roalert. Bun, fiind spațiu gol, se aude mai încet, dar tot le auzi pe aia în jurul tău, mă, e așa... Da, pentru că este destul de dificil, dacă nu imposibil, să dezactivezi cumva roalert. Am impresia că este imposibil. Da, cred că e imposibil. Dar cel puțin acea avertizare sonoră se poate dezactiva. Să primești doar mesajul. Să primești doar pe ecran mesajul, fără să urle telefonul. Asta le-ar fi fost de folos unor săteni din Vrancea, așa, spune monitorul de Vrancea, care au primit un mesaj ro-alert din ăsta de furtună la o distanță de 16 ore de la producerea fenomenului respectiv, da? Adică ei au avut mesaje primite marți dimineață în jurul orei 10, așa, o parte dintre vrânceni, dar și din localitățile limitrofe, prin care erau avertizați că în data de 2 august, luni adică, în intervalul orar 16:25, 17:14, se instituie cod roșu de ploi, vijelii, descărcări electrice și grindină. Doar alertul... Dacă era marți. Doar că era marți, dar alertul funcționează cum funcționează și trenurile. Pleacă astăzi și ajung mâine, știi? Exact, da, după mersul trenurilor. Cine ajunge primul? Nu trebuia să dăm un roalert ieri la 4. Ba da, șeful, dar am uitat să o n-am mers să... Dați-l astăzi să se bifeze. Cred că așa a fost... Da. S-a născut greu sistemul ăsta, mi-aduc aminte, da, tot așa, în urma unor incidente neplăcute, unor accidente. Să mai greșește, și, mai funcționează prost, dar eu zic că e și bun, adică... Sistemul este util. Dacă vrei, zic, cu... Dar de foarte multe ori și ascultătorii noștri se plângeau că primesc prea târziu aceste mesaje de avertizare. S-a terminat ploaia, s-a terminat vijelia. E bun că zici așa și ce intensitate, că dacă, uite, a început vijelia acum câteva zile și am văzut cât de tare bate vântul și m-am speriat un pic. Și pe aia, când după 25 de minute a venit roalertul care a zis, băi, e nasol, atunci m-am speriat tare. Ah, că te-a calmat, a zis. Nu, nici vorbă, nu. De-abia atunci am zis, băi, e groasă, dacă ăștia au dat și mesaj acum, înseamnă că vine ceva nasol. Înainte ziceam doar pe intuiție. E vânt, e, mai vedem, nu știu ce. Altă dată am fost, dar nu, hai că spuneți mai târziu. Nu, cele mai mișto sunt roaleturile care vin noaptea. Am văzut. Alea sunt cele mai... Noroc că eram cu niște prieteni, încă nu dormeam. Era înainte de 12 noaptea și a venit la toată masa așa. Da, început bine. Să se audă. Dacă dormi și mai urât. Chiar pe tine te-a prins pe stadion ultimul roalert, înțeleg? Nu, ultimul roalert m-a prins la Durău, la Urs. Te-au alergat urșii. Îți povestesc, dar nu m-au alergat, nu. Îți povestesc imediat. Dar uite, hai să întrebăm pe oameni. Păi asta voiam să... Da, haideți să procedăm în felul următor. Uite, să inițiem noi o dezbatere aici în care să ne spuneți voi la 0728 3D1 3D2, 0728 111 222, unde și când v-a prins roalertul, adică ce făceați și cât de nepotrivit a fost momentul încât v-a surprins, dar și cât de util a fost, adică povestiți-ne impresiile voastre. Da, dar nu trimiteți acum mesajul la WhatsApp, trimiteți-l, vă rugăm, peste 17 ore ca să fim în grafic. Nu, acum nu, domnul. Nu, glumește, acum, nu. Păi cum, la roalert așa se face. 0728 3D1 3D2. Cu roalertul ăsta, în curând o să facă lumea exact ca Petrică cu lupul. Da. Și să vedeți atunci bucurii. Da, eu zic că e bun. Uite, de exemplu, eu mă duc la Durău. Am fost la Durău în vacanță. Așa. Și mă așez la masă cu prietenii, dar eram în pădure cumva, adică era un hotel. La... ok. Era un hotel, nu este. Așa, era între copaci în pădure și a venit o doamnă acolo și am întrebat: urs aveți? Da. La noi? Nici nu pe partea asta, dar ce ați auzit dumneavoastră vreodată? N-avem urs. Da, au dat cu praful, ce au făcut de nu vine urs acolo? Nu știu, n-ar fi. Am stat, ce zic? Ce ziceam?
aproape 12 noaptea, ursul. Mă uitam la telefoane, ursul. Zic, mamă, dar unde-i, doamnă, mai sunteți aici, dar ea te zice că e urs. A, păi nu, că e la 15 km. E păi la mișto. Zic, dar, zic, ce rază de acțiune are ursul ăsta? Că văd că roa alertul a dat așa, pe o rază mai mare. Zic, cât de mult ia ursului să facă 15 km? Deci, vezi, pe mine m-a lămurit. Eu am zis că e bun. Da. Poate era un SMS personal de la doamna respectivă, care nu, a zis să te facă. Nu l-a dat la o masă întreagă. Cătăline, a venit ursul. A venit ursul. Să ne uităm împreună. Bună dimineața, domnilor! Pe mine m-a prins o alertul pentru că sunt în Olanda și a fost urât tare de tot să te prindă o alertul la volan. Te sperii deodată, crapi, nu mai știi ce să faci, te uiți în oglinzi, e urât. O zi bună să aveți! Deci e mai urât o alertul, înțeleg, decât fenomenul în sine, adică... Eu făceam dragoste cu nevasta mea, ne scrie Dorin din Alba. Ba, da, și îți vine câte un roa alert din asta. Poate e bun când e pus pe vibrații telefonul, mă, câte, nu știu, vibrează? Vibrează, nu? Da, vibrează, da, da, face în toate felurile. Avertizare meteo, cod roșu de ploi, vijelii, ne trimite cineva un mesaj roa alert, o fotografie. Uitați-vă când l-am primit, spune. Astăzi când am trecut prin zonă, la două zile distanță. Probabil că rămâne în aer, așa, știi, și îl pescuiești. Eu te-am mai trecut unul. Ia și tu un roa alert. Din fericire, roare se poate dezactiva din mesagerie. Noi nu încurajăm să faceți acest din lucru. Potrivă, dar din nu potrivă. Cred că se poate. Unii spun că în iOS s-ar putea, alții spun că s-ar putea și din sistemul Android, însă eu zic că e bine totuși să-l lăsăm acolo. Chit că râdem de el, dar e bine totuși să fie acolo. O dată trebuie să ne fie de ajutor și e suficient. Locuiesc într-un cartier din Brașov unde coboară frecvent turșii pentru mâncare, pentru a căuta mâncare în păi, tomberoane. Să-mi spune și mie unde, că am stat o săptămână într-un cartier din ăsta lipit de tâmpă și doar o pisică în căldurii a coborât și pe balcon. Primim frecvent notificări după 12 noaptea când dormim. Două telefoane, țipând de mama focului miez de noapte, ne-au speriat pe amândoi și dacă era și ursul lângă noi s-ar fi speriat și el. Deșteptarea